O casă de locuit a luat foc, tragedia s-a produs în localitatea Pelinei, raionul Cahul. În lupta cu flăcările au intervenit două echipaje ale pompierilor. Angajații serviciului situația excepțională au reușit să lichideze incendiul în aproximativ 2 ore. Focul a distrus bunurile materiale din interiorul unei odăi. Totodată, salvatorii au evacuat o butelie de gaz de tip propan-butan pentru a evita o eventuală explozie. Nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite.